Bine ați venit pe site-ul ihelp, un site de tutoriale și review-uri. În acest tutorial vom prezenta cum să faceți o recuperare a unui fișier șters, fie el fișier audio, video, fie o poză, fie un document foarte important. Vom începe prin a vă prezenta programele. Programele de recuperare cele mai bune folosite de mine până în momentul de față sunt Pandora Recovery, Puran File și Recuva. Vom începe cu Recuva. Instalarea lui se va face în felul următor. Acesta, ceea ce ați văzut aici sunt doar kiturile de la programe, nu sunt programele. Voi pune sub filmuleț linkurile de unde puteți downloada programele respective. Ne întreabă în ce limbă, limba engleză, ok, dăm next. Vom debifa aceste căsuțe deoarece nu avem nevoie de un star menu shortcut, nu avem star menu Windows 8. În Windows 7 puteți să lăsați bifată această căsuță. Scan for deleted files option to explore context menu. Nu avem nevoie de așa ceva, nu avem nevoie nici de Scan for deleted files option to recycle bin context menu. Vom lăsa automatically check for updates to Recova ca să se actualizeze programul singur și să adauge o iconiță pe desktop. Vom da install. Nu avem nevoie să vedem informațiile de la program, vom merge cu rularea programului direct finish. A început prin a ne deschide o fereastră de ajutor. Nu avem nevoie de ea. Vom da Next. Și ne întreabă ce tipuri de fișiere vrem să recuperăm. Toate tipurile de fișiere, poze, muzică, documente, video, arhivate sau e uri Cu o Recuva putem recupera și e mail dar nu e mailul din Yahoo Mail sau din Gmail, ci e din Outlook Express, Windows Mail, Thunderbird, Microsoft Outlook, care sunt e care sunt niște clienți de e-mail care folosesc hard disk din calculatorul respectiv. Vom merge pe toate tipurile de fișiere, vom da Next și ne întreabă unde este fișierul care vreți să-l recuperați. Dacă nu mai știți de unde anume l-a Lăsăm amnat sure, va scana tot hard ul sau toate hard discurile dacă aveți două sau trei montate și vă va găsi fișierul care l-a șters, probabil și altele care le-a șters cu ceva timp înainte. Noi în momentul de față vom șterge din kituri, fiind un fișier mic, kitul de la Firefox, îl putem vedea aici, 238 de KB are, îl vom șterge cu tocul director, poate fi șters în două feluri, click dreapta și delete, a fost trimis automat în Recycle Bin. Ne putem duce în Recycle Bin. De aici îi putem da click dreapta și Restore. Și ne-l trimite înapoi. De unde l-am șters, îl puteți vedea aici. Firefox, practic nu l-am pierdut. Sau putem să-l ștergem cu click dreapta, Shift și Delete. Și ne întreabă, sunteți sigur că vreți să ștergeți acest fișier permanent, acest director? Da, suntem Sigur, vom da click pe Yes, a fost șters, nu a mai fost trimis în Recycle Bin. În momentul de față, directorul a fost șters complet de pe hard disk, sau cel puțin așa credem. Vom da din recuva, îl vom lăsa, I'm not sure, sau ne vom duce știind că a fost șters din local disk de kits. Ne vom duce exact de unde știm că am șters acel fișier, dar nu ne vom duce chiar pe kituri ca să vedeți că nu face o scanare numai pe directorul respectiv, poate ați uitat de unde l-a șters, așa că vom lăsa doar pe D, să caute pe, to pe toată partiția D. Vom da click pe OK, Next. Ne întreabă dacă vrem să facem Deep Scan. Deep Scan se face doar în momentul în care fișierul a fost șters acum o zi, două, trei, o săptămână și în care șansele de recuperare ale lui sunt mult mai mici. Nu avem nevoie de deep în momentul de față, vom lăsa o scanare normală. Start. După cum puteți vedea, l-a găsit. A fost șters din Firefox. OK. Îl bifăm, a fost șters din Kituri, mă scuzați. Îl bifăm și vom da recover. Este recomandat să nu recuperăm un fișier șters exact de acolo de unde l-a șters, adică în același director în Kituri. De multe ori nu îl va recupera, va da o eroare, se va întâmpla ceva și nu veți vedea fișierul. Îl vom recupera pe hard extern sau pe o altă partiție la alegere. Am creat un director special pentru acest tutorial numit Recuperate. Vom da OK. Total Recover Files 1, Full Recover Files 1. OK. Ne zice că l-a recuperat, haideți să vedem. Hard extern, recuperate, Firefox, l-a recuperat fără director, dar a recuperat ce ne interesa, adică kitul de instalare. Vom da cat ca să-l mutăm înapoi, de unde l-am șters. Mergem kituri, îi facem iarăși un director. Firefox. Vom da click dreapta, paste, l-am mutat de pe hard extern pe hard local. După cum putem vedea, directorul de recuperate este gol mulțumim Recuva, vom instala următorul program de recuperat date, care se numește Puran File. Vom merge cu Puran File-ul, vom începe instalarea. Next, o instalare mai ușoară decât la Recuva. Vom da Next, 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 Create a Desktop Icon, da, să ne fac o iconiță pe desktop. Install. Dacă vrem să vedem fișierul de ajutor, nu avem nevoie putem vedea aici, dacă vrem să dăm drumul la program. Da, dăm finish. Vom proceda la fel, vom șterge directorul Firefox, în care se află kitul, cu click dreapta, shift, delete. Vrem să ștergem permanent. Da, directorul nu se mai află aici, nici fișierul, nu este nici în recycle bin. Vom da o scanare PD și putem vedea că a fost găsit. Îl bifăm, recover, just recover, recover with folder structure, recover custom site, nu ne interesează, just recover. Vom merge la fel pe hard disk extern. Repet, nu este recomandat să fie recuperate exact de unde au fost șterse. Vom merge pe recuperate, ok, file recovery completed, ok, recuperate, îl putem vedea aici, a revenit, îl mutăm înapoi în kituri. click dreapta, paste, îl avem exact de unde l-am șters. Închidem programul și vom merge cu al treilea program de recuperare date, Pandora Recovery. Dăm drumul la instalarea programului Pandora, dăm Next, suntem de acord cu termenii și condițiile, unde în Program Files, s-a instalat, dăm drumul la program, <coughs> Ne pornește și o fereastră de ajutor, un wizard. Nu avem nevoie. Dacă vreți, puteți să citiți, oferă informații despre cum să folosiți programul, la ce folosește el mai în detaliu. Nu este absolut nicio problemă să lăsați și această fereastră când porniți programul. Noi o vom scoate acum, exit wizard. Ne zice de unde să începem, ce să căutăm. Nu avem nevoie, închidem. Și vom proceda la fel. Vom șterge Firefox-ul da, a fost șters permanent, nu este în recycle bin și ne vom duce pe de a început scanare automată, ne-a găsit ceva în kituri șters, Firefox, exact ce am șters noi, vom da click dreapta, unde să-l recuperăm, recover to, și vom merge iarăși, unde să-l recuperăm, ne ducem pe hard disk extern, la fel de bine puteți să folosiți o altă partiție, dar nu aceeași partiție și nu aceeași director. Vom merge pe hard disk extern, în recuperate, vom da OK. Lăsăm bifate aceste două căsuțe ca să recupereze absolut fișierul original așa cum a fost el. <coughs> Dăm recover now. Tot recovery time 0 secunde, OK. Show recover files. Lăsăm bifată aici ca să ne deschidă automat un explorer, să ne arate unde a fost recuperat fișierul. După cum putem vedea, computer, external G, adică harddiscul extern în directorul recuperat. Îl avem aici, se pare că Pandora recuperează cu tocul director. Îl vom muta înapoi prin click dreapta cut în kituri. Ați văzut aceste trei programe care sunt gratuite. Pentru moment cel puțin sunt gratuite, de-aia vă recomand să le luați acum cât încă nu se plătește pentru ele. Sunt niște programe destul de stabile, nu prezintă erori. Sunt foarte bune pentru ceea ce fac Ocupă foarte puțin spațiu Cer foarte puține resurse Pandora se pare că ne-a redirecționat Către site-ul lor să ne întrebe dacă Cerem bani pentru Program nu Ca să facem programul și ca să mergem Ca să facem mentenanța costă, bani da costă Dacă vrem să facem o donație Dacă vreți să faceți o donație puteți să intrați pe site-ul lor Să le mulțumiți cu o donație Un alt site Unde puteți găsi programe și unelte pentru recuperarea datelor, nu numai a ci și a e mail sau a corupte care au fost terse acum mai mult timp sau a care prezentau erori, au fost șterse și uh, vreți totul să le recuperați, să le reparați și multe altele, este oe-email-recovery.com Putem să intrăm pe el și aici vom vedea o grămadă de alte programe și de alte unelte pentru recuperarea datelor Puteți să intrați, să vă uitați care program vă interesează, ce face fiecare program în parte, deoarece vă oferă și o mică descriere a programului, ce caută, ce recuperează. Cam asta, a fost, cam asta a fost tutorialul despre programele de recuperare a datelor. Vă mulțumim pentru vizionare. Dacă aveți întrebări, puteți să ne întrebați pe iHealthTutorials.org. Puteți să intrați pe pagina noastră de Facebook. I help IT tutorials și puteți ne adresați orice tip de întrebare doriți. Vă mulțumim, dorim o zi bună.